ziua! Domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria României, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Daraban, și vă mulțumesc că ați acceptat și de această dată invitația noastră. Bine v-am regăsit! Schimbări majore au avut loc în ultima perioadă pe scena politică românească. Aș putea spune că suntem imprevizibili din punct de vedere politic. Cât de mult ne afectează schimbările de pe scena politică mediul investițional în România? Cât de mult îl afectează? Bun, sunt proiecte care sunt pe agenda Parlamentului și care, bineînțeles, cu această criză stagnează. Mă refer la legile din domeniul investițiilor în offshore și tot ce înseamnă redevențe, taxe pe oil and gas. Deci sunt proiecte care așteaptă urgent să fie rezolvate. Pe de altă parte, așteptarea noastră ca ordonanța 114 să devină istorie. Am înțeles că Ludovic Orban pregătește o este abrogare foarte a acestei bine ordonanțe. Pentru că acest lucru n-a făcut decât să bulverseze toată lumea de afaceri din țară și din afară, din păcate, și ne-a făcut foarte impredictibili pe piața internațională. Mai ales că orice a fost, tot ce a fost dezbatere la ordonanța 114 a fost post factum. Practic s-au început dezbaterile după ce ea era monitor oficial. Dar în sfârșit sperăm ca aceasta să devină istorie și să nu mai discutăm despre ea. Ați observat o schimbare în ceea ce privește numărul de investitori care aleg România ca țară pentru investiții față de anul trecut, anul acesta față de anul trecut? Nu, e categoric că sunt mai puțini, e categoric că ne-am descalificat pe multe planuri, dar așteptăm în continuare, totuși, pentru că avem o fiscalitate redusă, trebuie recunoscut acest lucru, România este o fiscalitate redusă și din acest punct de vedere putem fi atractivi, dar din păcate nu este suficient. Ca să ai doar o fiscalitate redusă, trebuie să mai fii și stabil, predictibil, pe termen mediu și lung, pentru că nicio investiție, și mai ales investițiile de genul productive, care implică transfer de tehnologie, care implică blocarea unor sume importante în această tehnologie, aceste lucruri se recuperează într-un timp mult mai lung decât, să spunem, o investiție în domeniul retail-ului, da? Unde cei din retail își permit să cumpere și terenul de sub investiție și banii se recuperează mult mai repede. Deci predictibilitatea este una dintre cauze. O altă cauză pentru acest declin al investițiilor străine în România? Păi, predictibilitatea este esențială pentru investițiile străine în România. Mai mult de atât, cred că avem o problemă cu oferta noastră către un investitor străin, pentru că ați văzut și celebrele uzini de mașini europene care au dat răcoale României și, bineînțeles, s-a cam dat în spațiu public, vezi, doamne, au venit aici și au dat seama că nu avem infrastructură. Ei știau de la început, înainte să intre în România sau să vină în România, că avem o problemă cu infrastructura, dar mai e nevoie și de altceva, mai e nevoie ca tu, o administrație centrală sau locală, să fii capabil să oferi un teren la cheie, lângă liniile importante de transport, că sunt feroviare, că sunt rutiere, cu utilitățile aduse la ușă, cu niște drumuri de acces făcute, pentru că, repet, acest tip de investitor nu vine să blocheze bani în teren. Noi nu mai avem, din păcate, în portofoliul administrației centrale și locale, nu mai avem terenuri de oferit unui potențial investitor. Cum au făcut ungurii, dacă ați văzut, acum vreo 3-4 săptămâni, când au anunțat că au predat cheia, cu ghilimele, bineînțeles, unui perimetru pentru o nouă uzină BMW. Deci iată că se poate, adică... Dar nu la noi. Dar nu la noi și nu la noi, repet, nu neapărat din lipsa aceasta acută de infrastructură, ci prin faptul că nu avem ce oferi.
Am văzut că ați avut o întâlnire cu premierul desemnat de președintele Klaus. A fost Klaus, pentru prima dată când un premier desemnat a venit la Camera de Comerț și de fapt a interacționat cu mediul de afaceri, încercând să afle prioritățile, nevoile, necesitățile mediului de afaceri și, repet, a venit într-un moment în care putea foarte simplu să se axeze pe a-și căuta o majoritate parlamentară decât să vină la noi în această etapă. A fost de apreciat acest lucru. Am avut o discuție de circa 2 ore în care i-am prezentat dânsului cu cifre exacte cum stăm din plan economic, cum stă capitalul românesc versus capital străin și așa mai departe. Cu ce promisiune ați rămas după această întâlnire? Păi, am rămas cu promisiunile că vom ține cont, că va ține cont de capitalul românesc, aici neputând fi dată o lege specială ca să sprijin capitalul românesc în detrimentul altui capital. Aici am vorbit foarte clar de nevoia de cunoaștere a cine formează capitalul românesc, ca prin caietele de sarcini de la licitațiile publice, centrale și locale, să nu descalificăm capitalul românesc din primul paragraf. Că în primul paragraf sunt niște condiții în general în care foarte mulți investitori autohtoni nu se încadrează și ne mirăm de multe ori că celebrul băiat cu laptopul câștigă o licitație și după aia iau pe ai noștri subcontractori. Lucrurile sunt simple. Dacă pui 100 de milioane, de exemplu, cifre de afaceri, în România ai 81 de firme românești, din care 71 sunt privați, peste 100 de milioane de euro. Neînsemnând că acești 71 sunt implicați în drumuri și poduri, că sunt foarte mulți implicați în retail, în alte sfere de activitate, da? Deci se restrânge și mai mult baza de oameni calificabili la o licitație publică, deci mai ales pe zona de infrastructură. Deci iată că este nevoie și am făcut apel la dânsul, la domnul Orban, să se aplece, să vadă întâi de a lua niște decizii în plan economic, cine sunt actorii din teren. I-am mai spus de asemenea că în România avem 3730 de societăți comerciale române și străine, numărul este cam egal, peste 10 milioane de euro cifră de afaceri. Aceștia realizează o cifră totală, deci numai aceștia 3730, realizează o cifră totală de 212 miliarde de euro. Cifra totală de afaceri la cei 706.144 care au depus bilanțul la organele fiscale pe 15 iulie, este de 330 de miliarde. Deci iată că 0,53% din numărul de societăți, deci nici măcar 1%, realizează 65% din cifra totală de afaceri. Și ce deci, putem înțelege din asta? Ce putem? Că economia este foarte polarizată și că putem pentru întreprinderile mici și mijlocii să creăm niște mecanisme financiare pentru că ele nu reprezintă foarte mult în economia totală. Dau un exemplu. Sunt 647.908 de micro-întreprinderi. Acestea, după părerea noastră... E o cifră mare sau o cifră mică? E enorm de mare. Când ai doar 1930 de societăți mari și foarte mari, ai 8.881 societăți mijlocii, 47.700 de societăți mici și diferența 647.908 micro-întreprinderi. Vedeți, în lege spune că o micro-întreprindere trebuie să aibă de la 1 la 9 salariați, legea 346 din 2004. Din păcate, acești 647.908 angajează 857.000 de oameni. Foarte puțin. Vedeți, e o medie de 1,5 pe societate.
trebuiesc mecanisme prin care ei să fie încurajați să angajeze. Și cum poți face asta? Efectiv, pentru micro-întreprindere să nu mai existe impozit pe profit, să nu mai existe impozit pe cifră de afaceri și nici impozit pe dividende. Dar să aibă minim 5 salariați ca să beneficieze de aceste lucruri. Și astfel punem în mișcare alte zone și m-am referit de multe ori la statistica forței de muncă din România. Avem 12,6 milioane de oameni activi în muncă și cu privat, cu stat, cu bugetar, cu tot, muncesc 5,5 milioane. Foarte puțin. 7,1 sunt în aer. Figurează un procent foarte mic în șomaj. Ajutoare sociale. Unii sunt pe ajutoare sociale, unii figurează că sunt la cursuri. Și nu e o sumă, nu e un număr mic. Vorbim de milioane. 2-3 milioane sunt pe la cursuri. Cu ghilimele. Deci iată că avem 7,1 milioane de oameni care nu sunt în câmpul muncii și sunt apți de muncă. Vreau să subliniez, pentru că foarte mulți au înțeles că m-am legat de oamenii cu dizabilități, de Doamne ferește, de pensionari. Nu avem 7 milioane de deci, oameni suferind în România. Încă o dată, deci vorbim de 7,1 milioane a persoane apte de muncă care nu muncesc. Și n-au muncit o zi, că asta era o zi. Este o statistică care ne-a dat-o Eurostatul acum vreo 3 săptămâni, că 1,68 milioane de oameni între 18 și 60 de ani n-au muncit niciodată în România. E, acum îți pui problema, tu stat, sau tu mai te poți răsfrânge cu măsuri împotriva mediului de afaceri? Eu zic că nu. Eu zic că mediul de afaceri trebuie lăsat în pace, trebuie cimentat, dacă vreți, acel cod fiscal după eliminarea lui 114, după ce introducem și redevențele în domeniul oil and gas, la un nivel, să spunem, mediu european, nu trebuie să fim mai catolici decât papa, pentru că avem probleme și vi le spun și pe astea. Și guvernele României de acum încolo trebuie, au frontul de luptă, este partea socială. Ajutoarele pe nemuncă trebuie să dispară. Ajutorul sub formă de cash. Cine vrea cash, numai prin muncă. Nu, cu toată părerea de rău, eu nu sunt politician, vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Da? Te acoperi cu un carton și străiești viața. Nu se poate dacă nu vrei să muncești. Să nu găsești un om la țară cu 100 de lei pe zi, nu vine nimeni să se angajeze. Deci acest lucru trebuie să se încheie. Eu știu o comună în județul Constanța unde erau 40 de asistați sociali. Când primarul i-a pus să sape prin cimitir ca să le dea ajutor, au dispărut complet. Și acum nu mai are, au migrat probabil la altă comună unde aceste ajutoare se plătesc. Dar în egală măsură ne plângem că nu avem forță de muncă în România. Deci eu vreau să spun, și am spus-o și ieri, cred că am ieșit din acest doliu. Deci noi am fost un doliu câțiva ani după dispariția forței de muncă din România. Eu zic că perioada de doliu s-a terminat. Deci ne-am revenit. Nu, avem rezerve în țară. Avem rezerve care trebuie spuse la muncă. Poate unii chiar știu ce. Mă îndoiesc că 7,1 milioane de oameni care, repet, apți de muncă și nu muncesc, sunt toți necalificați. Sunt și oameni cu nasul pe sus care nu acceptă orice muncă. Sunt diferite categorii. Deci aici este o discuție. Sistemul educațional, și când vorbim de sistem educațional, tindem totdeauna să ne gândim la învățământul superior. Eu cred că trebuie să ne focusăm pe învățământul profesional și numai de el să discutăm. Că nu e o țintă să avem, și eu am vreo 2 metri cub de diplome, de absolvenți de învățământ superior. Care practic n-au o meserie. Care n-au o meserie, care au fost păcăliți de școală, că au făcut o facultate cu management în coadă și vor să se angajeze manageri. Deci nu se poate. Dar, repet, trebuie pusă România la muncă. Deci soluții sunt. Soluții sunt.
Acum voință. Depinde de noul executiv. Voință, un anumit risc politic, sunt și măsuri luate de luat, de aia am spus că frontul guvernelor care vor veni, frontul de luptă, va fi către această zonă socială pe de-o parte, cu nemunca, pe de altă parte cu restructurarea din temelii a arhitecturii statului, administrației publice, centrale și locale. Mi-a părut bine că un politician român ne-a luat mesajul pe care noi încă din 2017 îl spunem și am zis că noi nu mai putem trăi cu 42 de județe. Că probabil acea împărțire a României administrativă pe curțile de apel, cele 15, cred că ar fi benefică. Nu mai putem să ținem 42 de președinți de Consiliu Județean cu cei 84, că bănuiesc că fiecare are câte 2 vicepreședinți, 42 de prefecți. Deci nu sunt cu toate aparatele, că aici când vorbesc de câte o persoană, vorbesc de tot aparatul de sub ei. Deci nu mai putem, economia asta care există în România, nu îi mai poate susține. Nu mai putem să-i susținem. Și că tot ați atins acum un subiect sensibil, economia. Vine criza? Vine? Eu zic, noi zicem de vreo 2 ani că s-ar putea să, că totul e ciclic. Vedeți, producția industrială a Germaniei a scăzut cu 21%. Deci e un semnal. Este un semnal colosal, mai ales că noi depindem foarte mult. Noi avem o economie de subcontractori. Noi nu avem, de aia spune și Eurostatul că suntem pe ultimul loc la inovare, cercetare, pentru că, practic, nu există un brand românesc cu valoare adăugată mare. Deci, aici sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont. Noi ce exportăm, nu vedeți, și în agricultură exportăm materie primă. Exportăm grâu și ne lăudăm cu producții la hectar și importăm de 507 milioane produse de panificație, 507 milioane euro, 460 de milioane de euro produse lactate, 118 milioane de euro produse tomate din roșii, 124 de milioane de euro produse din carne procesate, legume cu fructe la un loc 1.100 de milioane de euro. Deci bani pe care i-am economisit, deci dacă am total, face... în total, cred că pentru tubul digestiv importăm cam de 3 miliarde de euro pe an. O cifră colosală. În condițiile în care suntem o țară care te uiți și la bazinul hidrografic, te uiți la condițiile care le avem... Cu potențial. Cu potențial, dar nu sunt... statul trebuie să sprijine zona de procesare. Nu prea mai are statul ce se bage. Ok, mai faci un canal de irigații, mai... Sunt lucrări benigne, deci trebuie să ajuți în procesare. Ați văzut celebrul program Roșia. Acum vreo 2 ani se băgaseră, din câte mi-aduc eu aminte, vreo 40 de milioane de euro. Și s-au importat cu 700 de kilograme, mai puțin. Deci sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont. Ne spun cifrele, ne spun statisticile, ne spun oameni mai deștepți decât noi. Dar trebuie să învățăm. Vrem, de exemplu, să învățăm din ce a însemnat 83 de miliarde de euro importul României de anul trecut. Ce a însemnat? Pentru că, vedeți dumneavoastră, eu am puține teme. Și ne-am propus să avem Camera de Comerț a României foarte puține teme. Dar sunt teme esențiale pe care o să le repetăm până intră cuiva în cap. 83 de miliarde de euro importul României din 2018. Vrem să știm în ce a constat. Cât pe aia, cât pe aia. Cât pe un brand, cât pe un alt brand. E o cifră mare? Sau e este mare. Atâta timp cât mai scădeți 15,1 miliarde și vă dă cifra de la export. Deci deficitul balanței comerciale de anul trecut a fost 15,1. Cu un an înainte am avut 13. Cu 2 ani înainte am avut 10. Deci suntem creștere. Anul ăsta încheiem cu 18. Deci astea sunt rezultatele
măriri nesustenabile a salariilor din sectorul public. Ca să ne înțelegem. Am devenit consumator de Black Friday. Ne-am schimbat aspiratoarele, ne-am schimbat feonul, ne-am schimbat firul de călcat, toate produse din import. Și acum am înțeles că va fi mărit salariul minim, din nou. Foarte bine. Ne e o măsură care ne afectează în ce mod? Nu cred că este problema statului să umble la salariul minim. Noi, în general, lăsăm aici asociațiile patronale să discute ei despre salariul minim. Noi ne băgăm Camera de Comerț în problemele macro și în problemele de diplomație economică și așa mai departe. Pentru că vine vorbind de acest deficit al balanței comerciale, care este colosal. Deci vă dați seama, în 3 ani de zile s-a ajuns de la 10, se ajunge la 18. Și care e explicația? Importăm în neștire. Și de asta vrem să înțelegem ce a însemnat acest import, pentru că cel mai bun sondaj de opinie, dacă vreți, în rândul consumatorului, este această cifră de la import. Aia este, pentru dumneavoastră, dacă aveți o mașină din import și v-ați spart parbrizul, vă duceți la service și o să vedeți că vă pune pe lista de așteptare, că nu l-au pe stoc. Importul nu se face pe stoc. Importul e deja prevândut în România. De-aia am spus că este cel mai bun sondaj de opinie în rândul consumatorului. Dar trebuie să ne învețe și pe noi acel institut de statistică, guvernul, să ne spună, băi, am importat de atâtea miliarde televizoare de tipul ăla, de ăla, de ăla, de ăla. De ce? Pentru că la un moment dat, când vezi aceste cifre, te poți duce prin diplomație economică la firma respectivă și să-i convingi cu piața în mână, cu cifrele de piață, să vină să-și deschidă unitate de producție în România. Și să fie mult mai ieftin. Poate nu neapărat. Important este să consum produse. Deci e bună creșterea economică pe consum. Nu vreau să blamez consumul. Problema e de care consum. Dacă e consum produs autohton, e perfect. Creșterea asta economică e reală? E... Nu, din, pe punct ce de, se bazează? Din punct de vedere al cifrei de afaceri, economia a crescut. Da? Deci avem o cifră de afaceri de 330 de miliarde de euro față de 270 cu un an înainte. Deci o creștere semnificativă a cifrei de afaceri. A crescut și profitul, și brut și net. Pot să vă spun că a crescut de la 24, a crescut la 30 de miliarde profitul brut. Față de anul trecut? Față de cu un an înainte, un an fiscal anterior. Pentru că noi acum, până la urmă, analizăm datele fiscale ale anului 2018. Bilanțul s-a depus, noi am luat ultima bază de date la 15 iulie anul ăsta. Dar am aflat că au mai depus unii mai întârziați, s-au dus și prin august. Deci, dar ne-am oprit ca să putem face aceste analize. Dar a crescut și numărul, dacă vreți, la fiecare categorie, între 10-20 de milioane, între 20-50, între 50 și 100, peste 100, au crescut numărul de societăți în această gamă. După aceea, până la urmă, avem 706.144 care au depus bilanțul, față de 688.016 cu un an înainte. Deci, iată că avem și aici un, să zicem, 17-18.000 de societăți în plus, care au depus bilanțul la organele fiscale. Deci e un trend ascendent. E un trend ascendent. Este un trend ascendent pe care îl recunoaștem. Dar, repet, din păcate, faptul că guvernele ultimilor 3 ani s-au axat pe această parte socială, a devenit mediul de afaceri calul de bătaie. Vă dați seama că ordonanța aia 114 probabil a fost băgată dintr-o disperare de lipsă de bani la bugetul de stat. Dar în loc să iei măsuri în interior, să pui oamenii la muncă, să restructurezi administrația centrală și locală, bineînțeles că tot mediul de afaceri este calul de bătaie. Pe final, vă propun să discutăm și despre marele eveniment pe care știu că Camera de Comerț și Industria României îl pregătește pentru noiembrie, ca în fiecare an de altfel. Ca fiecare an. Topul național al firmelor. La câta ediție e anul acesta? 26-a, 27-a ediție. Deci de 27 de ani.
Da, de fapt suntem singura entitate abilitată printr-o lege să facem acest gen de top. Este, lăsând la o parte ceremonia efectivă, partea asta mai vizibilă de fast, este o lucrare foarte bine fundamentată. Vă dați seama că a fost luată toată baza de date de la finanțe, din ea au rămas 12.603 societăți care sunt pe fiecare subdomeniu și domeniu de activitate clasate pe primele 10 locuri și s-a ținut cont de cifra de afaceri netă, de profitul net, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării capitalului uman, eficiența utilizării capitalului angajat. Deci este o formulă foarte amplă. Societăți cu zero salariați n-au fost luate în calcul, societăți cu datorii la buget, la bugetul de stat n-au fost luate în calcul. Deci este, zicem noi, o oglindă a economiei, o lucrare foarte importantă care în forma ei printată și electronică va fi livrată atât ambasadelor străine din București, cât și ambasadelor noastre din străinătate și, nu în ultimul rând, oriunde ne vom duce ca diplomație economică, vom prezenta acest top. Pentru că, până la urmă, acolo în top se vor găsi cu adresă, cu numere de contact, deci se facilizează legătura între... Așa, să nu se înțeleagă când călcăm GDPR-ul, deci cu adresa firmei, cu tot, dar reprezintă o carte de vizită pentru potențiali parteneri. Ce aduce nou această ediție? Ce ați descoperit din cifrele și datele colectate anul acesta? Bun, sunt categoric mai mulți decât anul trecut. Anul trecut am avut 12.472, anul acesta v-am zis 12.603. Au crescut cifrele pe tot palierul, că vorbim de cifre de afaceri. Că asta vorbim... e de bine. Deci toți acești 12.603 au 178,48 miliarde de euro cifre de afaceri. Vedeți, nu v-am dat un clasament cu cele 3.730, acela e societăți cu cifre de afaceri peste 10 milioane de euro. Aici, bineînțeles, fiind un top pe subdomenii, pe domenii, intră și micro-întreprinderi și mici și mijlocii și mari, adică noi am vrut să comparăm mere cu mere, nu mere cu pere. Deci, de aceea cifra o să vi se pară mai mică față de ce v-am zis la ceilalți 212 miliarde. Deci este o cifră semnificativă, deci practic acești 12.603 fac și ei 54% din cifra totală de afaceri. Semnificativ, zic eu. Domnule Mihai Daraban... Și ne arată că în continuare economia e foarte polarizată. Domnule Mihai Daraban, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag și data viitoare. Mulțumim!